2004. Îți ții minte, 6 decembrie, Limoș Nicolae, am avut o emisiune la Teo. Teo era la ProTV atunci. Am cântat bine mersi, am vorbit și mă urc în mașină după emisiune și văd că nu mai aveam glas. Până când am ajuns acasă, nu mai puteam vorbi deloc. 3, 2, 1. Ce s-a întâmplat, Dumnezeu știe. În orice caz, spital direct la Gribița am fost internat, pauză vocală. Era nebunie, toată lumea venea la spital, regizorul, oamenii care se ocupau cu ce înseamnă organizarea concertului, pentru că nu știau ce să facă. Iar eu scriam și m-a ajutat Dumnezeu, am vorbit. Deci direct pe scenă, dacă vă puteți imagina, 2004, primul concert, nu mai știu când a fost, 10 sau 11 decembrie. Bună seara, doamne și domnilor! Nu puteam să vin îmbrăcat așa ca un instalator, cum a prezentat prietenul meu. Doar odată e Crăciunul, nu așa? Ce să mai, numai eu știu ce dieta am ținut ca să pot să port smoking-ul ăsta. Slăbisem vreo 3,5 kg, eram așa și am apărut pe scenă și slavă Domnului am reușit să le duc la capăt pe toate câte au fost anul ăla. O brat frumos, o brat frumos, cu cetina tot verde. Prima parte a fost numai de cântece de Crăciun și în a doua parte a fost partea dansantă. Dar n-am cum să uit lucrurile astea, aveam un smoking alb. Zic, măcar smoking-ul să fie la înălțime dacă eu nu o să pot, dar până la urmă a fost bine.